Bun găsit tuturor! Astăzi vom face pan dișpan și vegan și fără gluten. Cred că cele mai multe mesaje pe care le-am primit de la voi au fost cereri pentru un pan dișpan vegan și fără gluten. Avem, bineînțeles, pe canal și o rețetă de pan dișpan cu ou și făină de orez, din nou fără gluten, foarte simplu de făcut și care este tot timpul extraordinar de bine, dar nu toată lumea poate consuma ou, deși oul este ingredientul de structură al pan dișpanului. Oul îi dă acea flexibilitate și pufoșenie. În lipsa oului, orice altceva am folosi, nu vom obține niciodată aceleași rezultate. Dacă am dorit să obținem doar un blat vegan destul de pufos, am putea să zicem că reușim, datorită faptului că am putea să folosim făină albă de grâu. Dar cum noi nu vrem nici făină albă de grâu, pentru că vrem fără gluten, atunci provocarea devine și mai interesantă. Dar cum pe acest canal v-am obișnuit să înțelegeți că nimic nu este imposibil, zic să vă arăt că se poate. Se poate, domnule, foarte bine să facem un pan dișpan vegan, fără gluten, fără amidon, fără prea multe chimicale sau gume din acestea de legătură. Haideți să vedem pas cu pas exact cum trebuie să procedăm. Eu am încercat această rețetă de 5-6 ori și vreau să vă spun că sunt destul de mulțumită. De fapt, sunt foarte mulțumită cu rezultatul. Ingrediente necesare. Eu am copt într-o tăviță de 17 cm. Deci, cantitățile pe care le vedeți sunt pentru o tavă cu diametru între 16 și 18 cm. În cazul în care aveți o tavă mai mare, eu am făcut niște calcule și v-am lăsat aici. Pentru o tavă cu diametru de 20-22 de cm, multiplicăm cu 1,5 toate cantitățile pe care le vedeți. Pentru o tavă cu diametru de 22-24 de cm, multiplicăm cu 2. Dublăm, practic, toate cantitățile. Faceți fotografie acum la rețetă și pe parcurs, în timp ce pregătim, vă voi da și explicații la fiecare ingredient în parte ce și cum. Pentru că, din nou, tehnica face mare diferență. În primul rând, avem nevoie de două tăvi cu aceleași dimensiuni. Altfel, va trebui să coacem de două ori. Capetăm formele cu hârtie de copt. Ca să stea lepită hârtia de formă, va trebui să dăm cu puțin ulei și stă nemișcată. Am un cer din acesta metalic și am improvizat așadar și a doua formă. Aveți grijă însă ca aluatul să nu intre în contact direct cu aluminiul. Începem prin a opări făina de năut. Aici eu am făcut o greșeală și veți vedea că în blaturi se vor vedea mici cocoloașe la final, deși am amestecat apa cu năut la blender. Aș fi putut, bineînțeles, să reiau acest pas și să filmez din nou. Aș fi pus apa fierbinte într-un bol și aș fi turnat făina de năut în ploaie cu un tel, așa cum face mămăligă. Dar am lăsat totuși așa ca să vedeți cum să nu faceți. Lăsăm acum făina de năut opărită să se răcească. Între timp luăm făina de quinoa și o punem într-o tigaie la foc mediu să o prăjim un pic. Amestecăm continuu, nu o ardem, nu trebuie să se ardă, trebuie doar să se încindă un pic, încât să ne asigurăm că nu va rămâne miros de quinoa în pan dișpan, dar mai ales să ne asigurăm că pleacă eventualul gust amar pe care poate să-l dea quinoa. Nu putem renunța însă la quinoa în această rețetă, pentru că quinoa oarecum dă elasticitate unui aluat. Dacă nu putem să folosim quinoa, atunci putem încerca cu făină de hrișcă. O vom prepara în același fel. Știți că eu nu prea am făinuri de gata făcute, dar ca să obțin această făină am dat la râșniță quinoa. După vreo 2 minute, dăm deoparte și tigaia cu quinoa și lăsăm să se răcească complet. Odată răcită făina de năut opărită, vom adăuga laptele, zeama de lămâie, uleiul de cocos topit sau un ulei vegetal după preferință și aroma. La aromă este foarte important. Aici va trebui să nu vă zgârciți. Eu am pus păstaie de vanilie, dar folosiți ceva care știți că vă place și să fie destul de puternic. Adăugăm și făina de quinoa și îndulcitorul solid, care poate să fie zahăr brun sau zahăr de cocos, un praf de sare și dăm totul foarte bine la blender din nou. În cazul în care veți pune zahăr de cocos, să știți că o să iasă mai închis la culoare. Eu am folosit zahăr brun pentru că am vrut să-mi iasă un pic mai bine pentru fotografii. Adăugăm totul peste făina de orez și amestecăm foarte bine. Acum este foarte important ceea ce vă voi spune. Dacă nu avem două tăvițe identice, va trebui să împărțim aluatul în două părți. De ce? Pentru că va trebui să adăugăm praful de copt în aluat fix înainte de a-l băga în cuptorul preîncins la 180 de grade Celsius. Cuptorul chiar trebuie să fie bine preîncins. După cum veți observa, imediat cum vom adăuga praful de copt, aluatul se va umfla și va arăta ca un pandișpan făcut din ouă. Dar cum în cazul nostru, în pandișpanul nostru nu există
există nici ouă, nici făină cu gluten, nu o să aibă nimic ce să rețină aceste bule de aer. Așa că va trebui să ne grăbim să băgăm la cuptor, în așa fel încât să ne asigurăm că și pandișpanul nostru o să iasă pufos. Prin urmare, dacă coacem în două ture, vom împărți praful de copt în două. Vom împărți de asemenea și aluatul în două părți egale. Adăugăm așadar praful de copt în prima parte a aluatului și îl băgăm la copt, iar pentru cealaltă care rămâne, vom aștepta să adăugăm praful de copt din nou fix înainte de a băga la copt. Așa. Ca să nu facă burtă în sus, îl facem așa tot timpul aluatul. Uite, îl dăm așa un pic în margini. Oricum să știți că el nu crește foarte mult decât îl vedeți acum cât este el de umflat. Coacem pentru 25-30 de minute la 180 de grade Celsius cuptorul preîncălzit, după care facem testul scobitorii. După 25 de minute parcă mai era un pic umed, așa că l-am mai băgat încă 5 minute. Per total, întăvită de această dimensiune, a fost gata în 30 de minute. Le lăsăm să se răcească acoperite cu o hârtie de copt și un prosop pe deasupra. Nu trebuie să se usuce. După ce se răcesc complet, le scoatem din formă. Vedeți petele acelea negre? Este făina de gnăut pe care n-am opărit-o corespunzător. Putem secționa acum fiecare blat în două pe orizontală, în cazul în care nu le vom folosi imediat, le vom acoperi din nou cu hârtie de copt și prosop și vom aștepta până când suntem pregătiți să ornăm tortul. În continuare nu voi comenta prea multe, vă las doar să vedeți singur să vă convingeți exact despre cum arată și ce textură are acest blat. Ideal ar fi să-l pregătiți în ziua următoare după ce l-ați copt. Problema este că eu nu am avut timp, așa că l-am păstrat vreo două zile la frigider, într-o pungă, acoperit cu șervețel. S-a păstrat însă destul de bine, iar gustul nu s-a alterat prea mult. Hai că nu mai aveți nicio scuză acum să nu-mi trăiți până la 100 de ani. Acum că avem și blat de tort, să vedeți ce petrecere o să dăm!